Vă salut, bine v-am regăsit, mulțumesc membrilor canalului, abonaților, celor care mă urmăriți. A deraiat Rapidul și a deraiat Nasol, rău de tot, a sărit după patru șine. <gângătă> Dar e fotbal, ne așteptam, probabil, la o despărțire, la mai multe despărțiri, la antrenor să zică ceva, să ia o decizie. Clubul, la fel să-l susțină sau nu, se întâmplă lucruri, vedem ce se întâmplă și pe la Craiova lui Mititelu, a, a domnului Mititelu și o să comentăm și asta, ăștia care mâncați când el, când am vorbit și am scos să bată la retrogradare și înjurați oarba după voi, de leșinați, Dar rapidul e subiectul principal, o să vorbim și de Dinamo, știți că v-am spus care sunteți Dinamoviși, patru etape, le, Dau ăștia de la comisie: 4 o să rămână. Ca așa scrie la regulament, 4, dar s-au dus -o să apere în prima fază cu un juri și în a doua cu un interlop sau cu unul suspendat pe stadioane, nu știu ce era. Scrie presa: Uitați-vă, cei care sunteți dinamovi și comentați ca să ne, să ne amuzăm, așa să mai și râdem. Rapidul jalnic: astea 3 meciuri, 3 din 3, dar înfrângeri, nu victorii. Noroc că vine meciul cu FCSB-ul, poate mai batem și noi pe cineva. Dar să nu ne dea și FCSB-ul cu terenul în cap, că ei sunt deja campioni, indiferent ce se întâmplă la Cluj. Am zis și înainte de meciul de la Craiova, am zis după meciul de la Faru, Steaua, FCSB-ul sunt deja campioni, se pot bucura și așa va fi. Ce se întâmplă în Giulești? Ce se întâmplă în Giulești? Știți cu toții, care sunte suporteri, începi cu o înfrângere urâtă acasă, te duci la Craiova o înfrângere și mai urâtă și eu cred că ăla e meciul de care ar trebui să se discute foarte mult și mult mai mult pentru că ai toate datele, toate aturile, ai un meci care îl faci varză, doar tu îl pierzi. Ai un meci care joci foarte bine prima repriză, ai un meci care ai mitul 48-50 gol. Deci adversarul e în cap, adversarul ia cartonaș roșu, ești mai în cap, iei gol să face 1-1. Păi n-ai pierdut nimic. Să face 1-1 și mai e 30 de minute de joc plus plus prelungiri. Echipa cade în picaj, în cap, direct și să termină 2-1. Nu înțeleg atitudinea astea de luzări de pierzător la 1-1 în deplasare când mai aveai 30 de minute să dai un gol să iei toate cele 3 puncte. Și sunt convins că pe o atmosferă bună nu câștiga nici CFR un Giuleș. Dar e fotbal, o să vorbim puțin de jucători pentru că de conducători, de patroni, sponsori am tot vorbit. Și o să mă leg un pic de strategia așa a rapidului și de transferul și de... Bă, creșterea unor copii și așa mai departe, cumpărarea unor jucători și dați prin alte părți să joace pentru băieți ăștia care ajung la rapid și de data asta nu o să mai fiu ăla împăciuitorul și băiatul bun cu fotbaliștii, chiar dacă unora nu le convine. Mă, nu poți să ajungi la rapid când vezi politica rapidului. adică că ia jucători buni de prin alte părți, pe bani, jucători liberi de la de exemplu, de pe la FCSB sau pe bani puțini, uh, un Djokovic care vine tot de la FCSB, dar se fac niște eforturi, Rapidul momentul de față nu are niciun interes să transfere jucători peste 30 de ani pe bani mulți și să le mai dea posibilitatea să și joace. Rapidul nu e azil de bătrâni, cum probabil au înțeles unii sau n-au înțeles de ce au fost aduși și o să mă refer acum strict și cu nume la Djokovic. m a venit Djokovic, toată lumea a zis, inclusiv eu, domne, e o lovitură fotbalistic și de imagine, dacă vreți că venea de la FCSB, nu jucase acolo, toată lumea cea, domne, Djokovic merită să joace. E bine, după cum a jucat la Rapid, Djokovic nu merita să joace nici la FCSB, și bine a făcut patronul de acolo că îi face vânt și să vă spun de ce. Uh, și am observat lucrurile astea și chiar vreau să le împărtășesc cu voi. Când aduci un jucător de 30 ceva de ani cum e Djokovic, îl aduci gândindu-te că ridică nivelul calitativ al jocului, că vine ca titular și vine ca lider. Lider ce înseamnă? Că el a fost văzut și știu ce vorbesc, ca un posibil ajutor în, și în vestiar, și pe teren, și la antrenamente a lui Cristi Săpunaru în postura lui de capitan de echipă și poate în ideea că la anul Săpunaru va juca mai puțin pentru că a făcut și el 40 de ani, mulți înainte să fie sănătos, un jucător emblematic și foarte bun. Giocoviș nu înțelege lucrul ăsta. Giocoviș crede că vine la rapid pensionar, nu că vine ca lider, nu că vine ca jucătorul în care probabil și conducătorii și antrenorul și-au pus speranțele să preia rolul de lider în vestiar și în teren de la Săpunarul, săpunarul automat jucând mai puțin și ați văzut ce s-a întâmplat la Craiova fără săpunarul. Și atunci cam asta se întâmplă. Și dacă asta se întâmplă, hai să explicăm un pic. Nu te aduce nimeni la peste 30 și ceva de ani decât dacă ești un jucător care faci diferența și ei au obiectiv cupele europene, campionatul sau sunt în belea și să-i de la retrogradare și tu ești un foarte bun atacant sau un foarte bun mijlocaș care dai 10-15 goluri. Și atunci zic: ea, hai, băi, dăm lui ăsta niște bani, că uite, în ultimele sezoane la fiecare echipă a marcat peste 10, 12, 15 goluri și suntem mai liniștiți." Djokovic nu face parte din categoria asta. Din păcate pentru el, Djokovic e cunoscut și respectat și bă, apreciat sau a fost că era un jucător disciplinat, un jucător agresiv un jucător care uh, părea că are ADN-ul ăsta, că tot vorbim la rapid de ADN-ul, că are ADN-ul ăsta de lider și că, mamă, uite cum și la CFR, uite cum să îi impune acolo, da, da, la CFR liderul de drept și de fapt și de ce vreți voi era Dan Petrescu în rest mai era un Camora, un undeA, dar niciunul care să iasă așa în evidență cum iese Cristi Săpunarul la rapid. Iar Djokovic, că mai mai uitat și eu acum, după ce a plecat la CFR și s-a întors și a plecat și a venit și să lasă sau nu să lasă sau treaba lui ce va face, nu prea s-a impus. Nici cu șumudica antrenor, am văzut prin Arabia, nu știu pe unde, că vreo șase meciuri n-a jucat deloc. Este un semn de întrebare și la, la domnul Djokovic, fotbalistul. Și atunci, bă, te gândești, mă, de ce l-a adus rapidul? Ce vroia rapidul de la, de la Djokovic? Păi vroia un lider în vestiar, în teren, care să stea așa cât de cât pe lângă săpunarul, cât juca sau joacă săpunarul, iar după aceea, ușor, ușor, cu... Uh, meciurile în care n-ar fi jucat săpunarul, cum s-a întâmplat și la Craiova, el să fie liderul. El să fie liderul din teren, liderul din vestiar și așa mai departe, până în momentul în care săpunarul spunea stop, poate peste un an, și atunci aveai încă un an de zile un jucător cu campionate câștigate, cu agresivitate, cu personalitate și așa mai departe, care ar fi putut să Îndeplinească lucru, rolul ăsta de capitan a rapidului. Că acum să vă mai spun ceva, la pe Ignat, nu? Care mai uh, a purtat banderola și. Nu prea. E și nu e. Că e tânăr, că e de perspectivă, că vedem că. Nu. Nu e, nu știu dacă uh, 100% e de rapid nu știu dacă 100% să câștigi campionatul și nu știu dacă 30-40% de lider și capitan. E, Djokovic părea că are cam toate ingredientele pentru a fi viitorul capitan al Rapidului. Și eu sunt convins 100% sigur că cei care l-au adus la Rapid, în primul rând la s-au gândit. Că aduc un jucător titular care va ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivele, că aduc un capitan de echipă și un lider pe lângă săpunarul și după aceea după săpunarul. Ceea ce iar nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla pentru că eu nu cred că Djokovic o atitudinea care o are și mai mult decât atât ce a arătat fotbalistic cât a fost la rapid până acum, nu cred că va mai rămâne. Cu toate că aici va fi o problemă și a mai întrebat și o stânga-dreapta peste tot pe unde a fost până nu și-a primit toți banii sau niște bani ca despăgubiri și mai avea contract, n-a plecat. Și aici e treaba lui, bravo lui dacă a știut cum să-și facă contractele sau managerului lui și așa mai departe. Dar fotbalistic, ca să ne înțelegem, Djokovic e la anul lumină de Djokovic ăla de la CFR Cluj care câștiga campionate, care făcea ce făcea și așa mai departe. Djokovic o copie deloc agresivă, fără personalitate, un jucător care joacă la alibi, un jucător care nu și asumă nicio responsabilitate față de jucătorul care era la un moment dat la CFR Cluj și pe care îl lăuda toată lumea. Probabil că nici nu se simte bine la rapid, probabil e și o presiune care în alte părți nu a avut-o sau a știut să o gestioneze altfel sau n-a simțit-o. Sau... Bine, la CFR era presiunea doar a antrenorului, dar fiind obișnuit cu el, cred că nu prea o o resimțea și îi plăcea stilul de acolo. La rapid e altceva, că e și tribuna, e și probabil și vestiarul mai, mai greu decât la, la CFR și să trăiesc și la altă intensitate în frângerile. Cu toate că, din punct de vedere al suporterilor, Înfrângerile astea au fost tratate cu indulgență și cu înțelegere. Deci, 100%, 100 cu înțelegere, cu indulgență, cu uh, cum vreți voi. Păi dacă se întâmplau asta acum, rezultatele astea, 15-20 de ani, nu știu cum să comportau. Dar e îmbucurător că există uh, și acolo înțelegere, progres, nu? Civilizație și așa ar trebui să fie și ar trebui să fie la toate echipele, nu mai la rapid. Dar mergem mai departe. Mergem mai departe și vedem ce se va întâmpla. Vine un meci cu sepsi greu, cu o atmosferă urâtă, trei înfrângeri, cu un antrenor care este confirmat și beneficiază de încrederea conducerii și a suporterilor. Am văzut că nu s-a nu n-am auzit eu cel puțin să se fi scandat demisia și așa mai departe dar un antrenor care are și el ca toți antrenorii probabil sau ca toți oamenii anumite idei care nu se schimbă, care continuă așa de multe ori de neînțeles să le pună în practică și vedeți aici și titularizarea lui Djokovic și Faptul că albul face ce face și îl ia și pe ăla după el, pe borza, pe copilul ăla. Ok, o fi și borza și este vinovat și are partea lui de vină, dar eu nu cred că borza l-a luat pe albul. Hai că la albul, la 20 și ceva de ani, te gândești să... și mai ales că știa că el nu mai are contract din vară. Și mare oferte nu are, hai să fim serioși, că nici albul nu e vreun mesi și tu pleci după înfrângerea aia urâtă de la Iași sau ce a fost pe la Iași pe acolo tu te duci în club iar, păi bă dacă la Borza să mai repetă ar trebui salvat dacă se mai poate dacă nu, dat un exemplu și cu Borza iar pe albul eu nu-l mai primeam de atunci eu îi spuneam, bă băiatule, mai ai contract până vară, ok, du-te să te plimbi, ești amendat 25% din valoarea contractului, că asta e amenda maximă și la revedere, ia hârtie, ești liber, ești în vacanță, o să-ți iei banii, ești în vacanță până să termină. Și atunci poate și la nivelul vestiarului era altceva. Așa, domne, să ducă ăștia la tineret, la echipa a doua, echipa a doua nu există, la Liga Elitelor. Uh, și după trei zile las că vin înapoi ca așa a decis domnul Bergodi păi nu, mai e, nu e numai de domnul Bergodi e și de uh, interesul clubului și de lucrurile care decurg din actul ăsta de indisciplină și eu am văzut reîntoarcerea asta atât de repede cel puțin al lui Albu și prea repede pentru borza, ne la locul ei. Mă după 3-4 zile să-i chem pe amândoi înapoi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu, trebuia ținut și albul mai definitiv, ce am spus mai devreme, iar Borza mai mult. Stai, prieteni acolo că ai joca Bădescu, a debutat, a dat gol. Lasă-o, în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu e mare diferență între Bădescu și Borza ați văzut, îl scoate pe unul, îl bagă pe altul. Și atunci ia, stai bă borza acolo două trei săptămâni. Să te antrenezi cu juniorii. Sau cu preparator, cu aia dacă nu vrei la juniori, să te antrenezi cu preparator, cu antrenor de atletism dacă vrei, cu portar, cu baloane de fotbal, cu teren, cu doctor, cu tot ce trebuie. Fă la sală ca să vezi tu ce înseamnă după ce dă un club 800.000 de pe tine și îți oferă și un contract pe vreo 3 ani jumate, tu te duci să dansezi. Și mai mi-a plăcut ceva, mi-a plăcut la două-trei zile articolul ăla cu albu, făcut la comandă când e el surprins de paparații cu buchetul de flori. Când traversa că se ducea nu știu unde, că a avut o problemă în familie, îmi pare rău de problema respectivă, nu o dorim nimănui, dar cum s-a nimerit exact atunci să-l prindă paparații cu florile în mână și să devină și povestea publică. Dar sănătos să fim, Doamne ajută și lui Albu să fie sănătos, fericit, să-și găsească o echipă bună din, din vară încolo și să joace mai mult pe teren decât în discoteci, Borza să-și revină, jucătorul ăla care era pe la domnul Hagi și în rest toate cele bune. Vedem și meciul de luni vedem, avem Craiova cu Faru, avem CFR Cluj FCSB, ultimul meci avem rapid în Giuleș luni cu Sepsi, deci avem ce să vedem și sperăm să, să, fie goluri multe. Până ne revedem data viitoare, să fiți sănătoși, să aveți un weekend plăcut, toate cele bune și nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, că ne văd din ce în ce mai mulți. Uite, plăcut și mulțumesc membrilor și abonaților.